Da, deci aici este punctul de intersecție și începem drumul, în loc să o luăm pe poteca obișnuită, mergem drept. Abia acum începe să apară noroi Totuși e noroi, da. și în zona asta. Dar Când am fost anul trecut și găsit că mă gura fost mine au cu tricol de mine. Dacă îmi serios? pui, da. Aici este un Da, la baraj m-am referit. După baraj, imediat este intersecția cu afluentul izvorași. Hai că nu poate să treacă Silvia oricum. Hai să ne scapăm. Uite pe acolo, pe mai încolo probabil.
Multiple poteci. Aici este un afluent și este o potecă și în partea cealaltă. Dacă mergem pe roșu vertical, pe de altă parte, văd că ar fi o potecă aici, care ne duce mai departe. Deci ăsta este un drum clar, ăla pe care îl preconizasem eu din start. Și ăla, de asemenea, duce mai aproape de firul voi. Oricum, nu ne depărtăm mult de firul voi. Ăsta nu e perpendicular. E perpendicular? Da. Urcă până când se intersectează cu o potecă care duce în partea cealaltă. Puteam să o luăm pe acolo, dar... că preferăm să urcăm pe aici. Suntem la aproximativ 200 de metri de Poienița. Lumină de Poienița. 200 de metri pe verticală? Stai. Nu. Mai mult. Sau oricum este bine că m-am oprit, pentru că ați ajuns și m-ați ajuns din urmă. De urs, l-ai văzut, Ionut? Da. N-ai adevărat că... Dacă al facii răsim ca o da, ne-am intersectat cu poteca cu pricina. De-abia acum. Asta este poteca, se vede țeava. Vedeți țeava? Unde e? Da. Deci semnul. Unde e țeava? Semnul de poteca. Este o bandă roșie orizontală. Nu verticală. Nu verticală, da. Țeava, uite-o.
acum mai pun pământ. Din această țeavă se captează apă din vânturiș. Și poienica am trecut de aia. Nu. O să intrăm în ea? Urmează, da. Această țeavă in my pocket. Deci am ajuns la poieniță, se termină, continuă țeava. Așa. Ai căzut în fund? Nu, n-am căzut. Ah. Bine, hai, mergi mai departe, nu ține. Drumul era pe aici, dragii mei, ia uitați-vă, ia uitați-vă. Aici era drumul, nu pe acolo. A, da, corect. V-ați strecurat ca șerpi pe acolo. A, da, m-am luat după nevastă mea, că... Păi trebuie să te iei, că e nevasta ta. Vai, fără Paștele, foarte frumos. Deci, prin dreapta poieniței și ajungem mai departe în aceste locuri. Prima cascadă a Vânturișului deja se aude. Acum devine complicat. Să mergem în continuare prin dreapta. Să încercăm prin dreapta. Dar nu avem cum să trecem de copac. Decât așa poate. Da, se vede țeava. Deci continuăm.
Sunteți aici? Ha? S-o luăm pe aici, pe lângă stâncă? S-o luăm pe unde... Unde nu l-ai rostit până aici? Eram la... la pădina. Am trecut de acest loc? Nu am trecut, n-am mai fost. Nu, n-am mai fost pe Silvia. Și pe unde să trec de tine? Pe aici, pe aici mă va merge și ea. Hai. Hai. Hai că merg paralel cu tine. Hai. Până la urmă, într-adevăr, se pune problema de unde vine această țeavă. Dacă această țeavă vine direct de la Evantai, să nu mă întorc supărat pe ei. Că are numele, numele de familie, orașul meu natal. Da. Nu știu. Deci pe aici n-am fost. Este alt afluent și adânc, e de abrupt. Dacă vrei să cobor pe aici, prima dată nimerești afluentul nițel mai jos, după aia iar cobor cum am făcut și e inutil pentru că cascada Evantai e mai jos. Am plecat, am trecut de ea.
Deci, o picură, încetişor, dar probabil se va opri. Oricum, nu știu cum arată în asta, parcă sunt o varză. Da, nu știu decât la... Nu mai știu poate ca asta, e... O am pentru ploi serioase, pare. Probabil cu asta, cine mă să spune... Nu, e adevărat, dacă mă cam zboară voi, îmi zboară vântul după asta, nu are corbelită. Îmi zboară vântul. Dacă îți bate din față. Apa nu este potabilă? Cum să nu fie potabil? Dragnea nu e comestibil, scrie pe... Vă duceți la voi? Vă duceți la voi? Da, cu siguranță. Eu o să merg. Nu se mai putem pleca nici în Uniunea Europeană dacă ne dăuți afară. De vremea lui împărțatul trebuie să...